seara, doamnelor și domnilor. Handbalul spectacol continuă în direct la DigiSport de la sala polivalentă. Al doilea meci din Supercupa României. Este vorba de întrecerea feminină CSM București HM Baia Mare. Suntem Severin Călinescu și Teodora Vrămescu. Bun găsit la handbal. O mare rivalitate în sportul din România, nu numai în handbal, între CSM București și HM Baia Mare, echipele care au dominat perioada post-Olchin, să spunem, în handbalul românesc. HM Baia Mare a devenit campioana României acum două sezoane. În sezonul trecut însă a fost rândul bucureștenilor de la CSM să câștige campionatul României, însă HM Baia Mare, să spunem, este o specialistă a Supercupei, pentru că a câștigat precedentele două ediții ale acestei competiții organizată de Federația Română de Handbal. În 2013 am învins-o pe Ucluj-Napoca, iar anul trecut pe HM Roman. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Un adversar, a zice eu, de alt calibru, CSM București, după noile achiziții, și cred că această rivalitate între Baia Mare și CSM București este mult mai bună, pentru că Olchim Râmnicu-Vâlcea nu prea avea rival atunci în campionatul intern. Doar o vreme Corona Brașov încerca să îi facă față. Rulmentul. Dar Rulmentul Brașov nu era Corona. A avut mai multe denumiri echipa din Brașov. De 5 ori s-au întâlnit cele două echipe în sezonul trecut, în noul format al Ligii Naționale. De 3 ori a câștigat CSM București, de 2 ori HM Baia Mare. Cele două echipe și-au împărțit trofeele, spuneam mai devreme. CSM București a reușit să câștige titlul național. HM Baia Mare a reușit să câștige Cupa României pe teren propriu, în fața unui public senzațional, ca de fiecare dată la Baia Mare. Nu e la fel de călduros publicul aici la București, sunt însă 2000 de oameni care asistă la această partidă și au trăit emoția unui meci senzațional în Supercupa Băieților, câștigat, iată, de Minaur Baia Mare, echipa masculină. Ar fi fost extraordinar pentru cei din Baia Mare, cei care investesc la această echipă, să aibă ambele echipe campioane. Ei își propuseseră acest lucru în 2016, deci vom vedea în sezonul următor ce se va întâmpla. Oricum, probabil că cele două echipe se vor întâlni de cel mult 7 ori în sezonul care vine. Vom avea niște meciuri extraordinare. Oricum, să trăim împreună acest prim episod cu schimbările care au survenit în această vară la cele două echipe. Să reamintim scorul: Minaur Baia Mare cu Pandurii Târgu Jiu în Supercupa României la masculin, 25 egal la pauză, 28 egal după prima repriză de prelungiri și 32-30 pentru Minaur după a doua repriză de prelungiri. Vedem echipa CSM București cu Iordache și Pessoa în poartă, extreme stângă Curea, Da Silva și Fischer, Bazaliu singurul inter stânga, Rodriguez, Gulden și Brădeanu centri, Nan, Vetcova și Oana Manea pivoți, Jorgensen și Fasinello inter dreapta, iar extreme Cristina Vărzaru și Carmen Martin. De partea cealaltă, HM Baia Mare, doi portari, Ionica Munteanu și Iulia Dumanska, însă o mare absență, Paula Ungureanu. Jucătoare de semicer sunt Alexandra Duna și Mento, Laura Oltean, Melinda Geiger, Ana Maria Tănăsie, Gabriela Suci, Lois Sabin, Gabriela Perianu, Valentina Elisei, Catarina Iejici, Luciana Marin, Timea Tătar, Gabriela Preda, Adriana Nechita și Patricia Vizitiu. Pe lângă absența Paulei Ungureanu, mai sunt de remarcat alte două absențe importante în echipa antrenată de Aurelian Roșca, cea lui Alison Pino și cea Elenei Gheorghevska. Brigada de arbitri Ana Maria Stoia și Carmen Florescu, una dintre cele mai bune brigăzi de arbitri din Europa în handbalul nostru, din România. Și pentru că vorbeai de accidentări, să spunem că și la CSM București Linnea Torstensson este accidentată. Suedeza Interul stânga a lăsat-o singură pe post pe Bianca Bazaliu. Da, și Elena Grubișici, celălalt portar, cel de-al treilea portar, să-l numim,
pentru că absentează astăzi, deci câte un portar de mare, mare valoare la fiecare echipă. Lipsește Grubișici și Paula Ungureanu, însă Paula Ungureanu și Alison Pino vor fi apte, cel puțin așa spun cei de la HM Baia Mare, pentru cel mai important moment al începutului de sezon pentru vicecampioana României. Mă refer la turneul de calificare pentru grupele Ligii Campionilor, care va avea loc în 12-13 septembrie. HM Baia Mare va juca cu Belas Minsk semifinala, apoi în finală va întâlni învingătoarea dintre Esbjerg din Danemarca sau Ankara din Turcia. Probabil Esbjerg, CSM București este calificată în grupele Ligii Campionilor. Și pentru că vorbim de Liga Campionilor, vedem o altă echipă de Liga Campionilor, Rostov Don, care de mâine va participa la turneul Champions Trophy. Am avut-o în prim plan pe legendara portară Catrine Liunde, care a revenit după un sezon de absență, după ce a născut, și joacă pentru campioana Rusia. A început meciul cu HM Baia Mare în atac. Așadar, Baia Mare în echipament alb, cu tricouri portocalii, echipa bucureșteană, CSM. Ježici, pivotul nou de la HM Baia Mare, se spune că s-a integrat foarte bine în meciurile de verificare. Numai puțin de 8 meciuri amicale a avut HM Baia Mare înainte acestei confruntări. Iată-o pe Catrine Liunde. 8 meciuri, spuneam, unul singur pierdut, 7 câștigate. Cel pierdut este în fața vicecampioanei Ungariei, dubla câștigătoare de Liga Campionilor, Gheorghe, chiar primul meci de pregătire. Apoi a urmat o serie foarte bună pentru HM Baia Mare. În atac, CSM București. A pierdut ușor lovitura de începere echipa oaspete, să-i spunem totuși, pentru că Baia Mare este oaspete în București. Un șut de pe picioare și o primă intervenție bună a portarului Băimărean. Ionica Munteanu, venită în această vară de la Craiova, la HM Baia Mare. Ionica Munteanu a jucat în carieră la multe echipe: Cluj, Le Havre, Randers, Leipzig, Rulmentul, pentru că aminteai la început, da, Teo, Mios Vigano și Oțelul Galați, campioană mondială de tineret în 1999 în China, în generație cu Vărzaru și Brădeanu, pe care astăzi le are adversare. Ana Paula Rodriguez la coordonare pentru echipa bucureșteană. Brădean, Rodriguez și doar 9 metri obține Fasinelo. N-a schimbat extraordinar de mult CSM București, însă a adus 5 jucătoare de mare valoare. Deocamdată o vedem pe teren, dintre noile venite, pe Maria Fisker în extrema stângă, cea mai bună extremă stângă la ultimele două turnee finale de mondial și european. Atac pozițional pentru HM Baia Mare cu Luciana Marin la coordonare. Marin în dreapta, pasă și este primul gol marcat de Baia Mare. Foarte frumoasă Catarina combinația băimărencelor. Catarina Ježici, care e o sportivă tânără, 22 de ani are, o croată care a venit în această vară de la Locomotiva Zagreb, echipă care în sezonul trecut a evoluat în Liga Campionilor. Excelent angajată Ježici de Luciana Marin. Așadar, Baia Mare a avut lovitura de începere, tot echipa maramureșeană a reușit să deschidă scorul și 9 metri. Nu ne așteptăm la goluri multe în această partidă. Vorbeam și înaintea, da, meciului, cele 5 întâlniri din sezonul trecut dintre CSM București și HM Baia Mare au fost într-o marjă destul de redusă, de atât de diferență, cât și de goluri înscrise. Nu este chiar meciul de început al lor, poate primul meci oficial, au mai avut meciuri în picioare jucătoarele și am putea remarca primele intervenții și foarte bune ale Ionicăi Munteanu, care a început foarte bine, a blocat în primele 5 minute sau în primele 4 minute poarta băimărencelor.
Ionica Munteanu a colaborat cu Aurelian Roșca și la SCM Craiova. Acum Luciana Marin, Geiger în dreapta, Perianu și Ianu venită de la Brăila. Extraordinară aruncarea Gabrielei Perianu. Gol în vinclu, nicio reacție pentru Maisa Pessoa. A foarte bună crucișarea pe centru, este înaltă de pe picioare, a aruncat și a reușit să înscrie golul 2 pentru Baia Mare. 21 de ani are Gabi Perianu, un talent al handbalului românesc, remarcată și propulsată încă de foarte tânără, de la 18 ani în echipa națională. Acum Mica Brădeanu, gol reușit de Brădeanu, jucătoarea, capitanul naționalei, care a venit în această vară de la Corona Brașov, este încurajată din tribună de fostele sale colege, Corona Brașov. De fapt, toate echipele participante la Champions Trophy au venit să vadă această partidă. Două dintre ele joacă, celelalte patru stau în tribună. Rostov Don, Vardar Skopje și Corona Brașov. Competiție pe care o puteți urmări începând de mâine în direct la Digisport până duminică. Da, nu le-am văzut pe cele de la Budușnost, cel puțin deocamdată. Și nu trebuia să le vedem pe campioanele Europei, ne interesează una singură, Cristina Neagu. Atac pozițional pentru CSM București, echipa în portocaliu are ocazia să egaleze. Da, frumoasă faza cu pasa în extrema stângă, însă Carmen Marin n-a reușit. Era Iulia Curea, n-a reușit să arunce calumea la poartă. 3-1 conduce HCM Baia Mare, care a început mai bine și acest lucru este explicabil și prin faptul că Băimărencele trebuie să intre în vârf de formă mai repede pentru acel turneu de intrare în grupele Ligii Campionilor. Recuperează Oana Manea și înscrie. I-ați văzut și pe suporterii lui CSM București, este și o galerie mică a celor de la HCM Baia Mare de 15 persoane. Nu-și lasă echipa la greu, suporterii băimăreni. Să nu uităm că au fost la finala campionatului 500. Foarte atent a fost Oana Manea după ce a fost blocată aruncarea lui Fasinello. A văzut mingea liberă și a aruncat la poartă. 3-2 pentru Baia Mare, suntem în minutul 7. Supercupa României 2015 între campioana CSM București și câștigătoarea cupei HCM Baia Mare. Trofeu cu trofeu a adunat HCM Baia Mare în ultimele două sezoane, două supercupe, două cupe ale României și titlul din urmă cu un an. Acum Perianu este blocată de Brădeanu, aruncare de la 9 metri pentru Baia Mare. Iată-o în imagine pe Laura Oltean, alături de Ada Nechita. Melinda Geiger, Geiger îi pasează Lucianei Marin, Perianu pe pătrundere, aruncare de la 9 metri. Este maximum ce putea scoate din acea fază cu două adversare în față. Nu știu dacă a vrut să arunce la poartă pe la spate sau să încerce o pasă spre Ardean Elisei, care aștepta pe extrema stângă. Șut însă mult prea sus. Geiger a ratat, ați văzut și reacția lui Aurelian Roșca. Acum Brădeanu, Rodriguez, Rodriguez încearcă să intre și forțează. A forțare în atac. Și Perianu vede un cartonaș galben pentru ținere de tricou. A ținut-o pe Mane, am văzut pe această reluare foarte bună oferită de colegii din CAR. 3-2, HCM Baia Mare conduce pe CSM București, minutul 8. HCM Baia Mare, spuneam, a pierdut cu Ghior 15-27, primul meci amical după perioada de pregătire sau în timpul perioadei de pregătire. Apoi a câștigat 29-18 cu R, 32-20 cu Mihalovce, 28-27 cu Debrecen, 27-23 cu Podravka. A câștigat un memorial în Slovacia, apoi a câștigat și turneul de pe teren propriu, două victorii la scor contra Craiovei și Albei Sebeș. Atacul de mai înainte a fost ratat tot de Gabriela Perianu, care a șutat peste poartă.
CSM București în atac, are posibilitatea egalării, Fasinello, Rodriguez și reușește să înscrie Sportiva braziliancă Dionisio Fasinello. Dionisio Fasinello, una din cele patru braziliene de la CSM București, o echipă la care predomină jucătoarele din străinătate, 11 față de 8 jucătoare din România. Contraatac acum, Fisker, daneza înscrie primul gol în tricoul celor de la CSM București. De partea cealaltă, Teo s-a schimbat strategia la HM Baia Mare. În sezonul trecut la Baia Mare de asemenea predominau jucătoarele din străinătate. Acum în lotul de 22 sunt 15 jucătoare din România și 7 străine, câte una din Brazilia, Ucraina, Olanda, Franța, Croația, Macedonia și Ungaria. Da, va avea nevoie de o perioadă să se acomodeze în ciuda meciurilor amicale și iată s-a călcat Semicer, gol, da. Iată că bucureștenii au acum un gol în față. Erau conduse cu 3-2, este 4-3 pentru CSM București. Mizează, vedem, pe omogenitate Meteclit, extraordinară pasa Oanei Manea, pasa Micăi Brădeanu către Oana Manea care înscrie și CSM București se distanțează la 2 goluri. Spuneam, mizează pe omogenitate Meteclit, antrenoarea celor de la CSM București. Spuneam, o singură jucătoare în extrema stângă, Maria Fischer, iar în ceea ce o privește pe Mica Brădeanu, cred că nu are nevoie de nicio acomodare la nicio echipă. S-ar fi dus, mai ales că o cunoaște și joacă atât de bine cu Oana Manea de la echipa națională. Deocamdată nu le-am văzut pe Gulden, pe Jorgensen. Ele stau pe bancă, cel puțin la începutul meciului. Iată-le și pe accidentatele celor de la HM Baia Mare. Paula Ungureanu, Alison Pino și Gheorghiersca era acolo. Și de multe ori se spune, Severin, că o bancă puternică poate să-ți câștige un meci. Și ambele echipe au rezerve, dacă le-am putea spune rezerve, foarte puternice și egale ca valoare cu cele care intră în primul 7. Pentru a întări ideea ta, Teo, mai devreme Perianu a ieșit în locul ei, a intrat lui Sabing, olandeza care a impresionat în sezonul trecut de Liga Campionilor la HM Baia Mare. Echipa băimăreană, să nu uităm, sper finalistă în cea mai tare competiție europeană. Da, gol frumos din extrema dreaptă de Nascimento. Reușește să înscrie primul gol pentru extrema dreaptă de la Baia Mare. Bucureștencele ratează această ocazie de a se desprinde la 2 goluri din nou. Atac pozițional pentru HM Baia Mare. Geiger, bună pătrundere, obține aruncare de la 7 metri, Melinda Geiger. Foarte frumoasă trecerea. Nu le vom mai vedea în acest sezon la HM Baia Mare pe Arenhart, portarul care a plecat în Danemarca la Nykøbing, pe cetățeanul retras Buceschi, care a plecat în Germania la Thüringer, Aneta Pârvuț, care s-a dus la Dunărea Brăila, Vârtic, Davidenko, Macheva, ele au plecat la Rostov Don, cele pe care le-am văzut ceva mai devreme în tribună, Lobaci sau Camila Herăm, care s-a dus de asemenea în Danemarca la Holstebro. Brazilienicele față în față, Pessoa și Donascimento. A învins Donascimento, care a reușit să înscrie din aruncare de la 7 metri, 5-5 în acest moment. Fructificată prima lovitură de pedeapsă. Foarte frumoasă trecerea, Aurelia Brădeanu își arată clasa. Multă lume s-a întrebat ce caută Mica Brădeanu atunci când le ai în echipă pe Ana Paula Rodriguez sau pe Isabelle Gulden. Iată că Mica Brădeanu aduce stabilitatea acestei echipe CSM București, aduce multă intuiție și foarte multă siguranță. Gol înscris acum de Loisa Bing.
Se grăbesc bucureștencele. Pasă pe la spate Brădeanu, către Fischer. Intră din nou Gulden. A ieșit Rodriguez. Da, iar Mica a trecut Inter stânga. Poate juca oriunde în linia de 9 metri Mica Brădeanu. Gulden venit ca și Fischer de la Viborg din Danemarca. Fischer, Facchinello aruncă, apără însă Ionica Munteanu, care își n-a apărat Ionica Munteanu, ci mingea a fost deviată de blocaj. Oricum, Ionica Munteanu a început foarte bine această partidă. Greșită, n-a mai ajuns Facchinello la această minge, se grăbesc băimărencele pe centru, șut al lui Abing, parează pe Sola. 6-6, minutul 14 în atac, CSM București. Fac și o rectificare, Claudia Cetățeanu joacă încă la Bistrița, deși am citit undeva că s-a retras. În fine, Brădeanu, picior, 9 metri pentru CSM București. Facchinello, Gulden. Facchinello, Isabelle Gulden pierde mingea, n-a scăpat-o, nu a fost atentă Bella Gulden. Bella îi se spune de către colege. Foarte frumoasă pasa de la Luciana Marin către Jezici, care reușește să înscrie. Catarina Jezici, al treilea gol, golgheter a HCM-ului din Baia Mare. Duce Baia Mare în avantaj. Cristina Vărzaru a intrat în extrema dreaptă. Gulden, Facchinello, Brădeanu, Fischer. Brădeanu, Gulden, Facchinello, schimbare de direcție, Gulden, Brădeanu, angajarea pivotului, splendidă acțiunea celor de la CSM București. Cu finalizare Oana Manea. Aceeași filieră, Brădeanu, Manea. Oana Manea. Ne crește inima când vedem astfel de acțiuni, nu pentru acest meci, ci în perspectiva echipei naționale și a participării la campionatul mondial din acest an, de la finalul anului. 7-7, am trecut în partea a doua, primei reprize. Baia Mare în atac. Blocată urât în 9 metri Donascimento, dar obține doar 9 metri. Timea Tătar a intrat pivot în locul Catarinei Jezici. Geiger vine lansat, apără însă din nou Pessoa. Lansare lungă și 7 metri. 7 metri, 2 minute eliminare pentru lui Sabing. N-a fost cea mai bună lansare de contraatac, însă Fischer a scos totul din această fază. 7 metri cu eliminare. Execută Bella Gulden. Apără însă din nou Ionica Munteanu. Ionica Munteanu. Gulden parcă acuză un pic emoțiile schimbării culturale, în primul rând, pentru că vine de la Viborg, un orășel de, în fine, o comună de 40.000 de locuitori, la cele 2 milioane ale Bucureștiului. Deocamdată nu pare încă foarte bine ancorat în sistemul de joc al lui CSM București. Donascimento înscrie. Foarte bine a venit din extremă Donascimento, a încrucișat acolo Donascimento, scrie inferioritate cu Vali Ardean Elisei. 3 goluri și pentru Alessandra Donascimento. Finalizează clar Brădeanu, fără emoții. Aurelia Brădeanu, scrie pentru CSM București. 3 goluri pentru Aurelia Brădeanu.
Nu e bine să judecăm după doar 20 de minute din începutul unui sezon, însă Mica Rodeanu pare în acest moment cel mai bun transfer de la CSM București. Cu siguranță vor veni și Gulden sau Fisker. Pe Fisker am văzut-o cu câteva acțiuni reușite. De partea cealaltă, să spunem că cele mai bune transferuri de la HM Baia Mare, cel puțin deocamdată, repet, judecând primele 20 de minute ale jocului, sunt revenirea Melindei Geiger, după ce în sezonul trecut a fost mare parte din el accidentată, sau celorlalte două jucătoare care au lipsit destul de mult lui HM Baia Mare, în special în Liga Campionilor, cei doi centri, Oltean și Marin. Time-out pe care îl cere Relu Roșca. Și el antrenor nou la HM Baia Mare. Da, l-a înlocuit pe Tone Tiseli. Teo, timp să ne facem o părere despre cât de bine s-au implantat transferurile, cât de bine joacă echipele, pentru că e o săptămână plină de handbal la DigiSport. Mâine Bucharest Trophy începe cu meciurile Buducnost-Rostov-Don de la 16:30 de minute, apoi de la ora 19 Vardar-Scopie cu Corona-Brașov. Vineri, sâmbătă vor fi de asemenea meciuri din cele două grupe, apoi duminică finalele. Tot programul este pe site-ul www.digisport.ro. Da, sunt două grupe, în grupa A Buducnost-Baia Mare și Rostov-Pe-Don, în grupa B Vardar, CSM București și Corona Brașov. Am putea spune că am tot ce este mai bun în România și în Europa oarecum. Lipsește Larvik, da, finalista Ligii Campionilor din sezonul trecut, și asta pentru că e foarte departe Norvegia. Brădeanu nu grăbește mai mult atacul, se intră în pozițional. Bine, Jorgensen a intrat în interdreapta pe teren pentru CSM București în locul lui Facchinello. Primul șut al lui Jorgensen parat. Și înscrie Timea Tătar pentru Baia Mare. Este primul gol. Am avut în prim plan și doi portari, Ana Maria Mârcă, cea de la Corona Brașov, ceva mai devreme. În primul cadru era Catrine Liunde și asta după ce am avut intervenția extraordinară din nou a Ionicăi Munteanu, cea mai bună jucătoare a meciului până acum. Timp de odihnă cerut de CSM București. Vorbeam de handbalul care încet încet începe la sfârșitul săptămânii. Iată-o pe Paula Ungureanu. Parcă ar vrea să intre în teren. La sfârșitul săptămânii începe Liga Națională Masculină. Vom transmite două meciuri sâmbătă, Steaua Turda, duminică Minaur Dinamo, iar săptămâna viitoare va începe și Liga Feminină. Program destul de ușor pentru cele două adversare din Supercupa României. Să urmărim însă atacul celor de la CSM București. Brădeanu, Jorgensen, Vărzaru. Vărzaru îi pasează lui Jorgensen, Mica Brădeanu, amenințare de joc pasiv. Jorgensen, Brădeanu trebuie să arunce, apără din nou Ionica Munteanu. N-au gândit foarte bine acest atac imediat după timpul de odihnă. Ceruri de meteclit, Baia Mare în atac, aglomerează pe centru, lui Sabin calmează jocul. Timea Tătar este postura de pivot, intră acum la coordonare Laura Oltean în locul Lucianei Marin.
Iese la combinație Tătar în extrema dreaptă, Donașimento se înalță, Abing nu poate trage la poartă. Se întâmplă pasiv și jucătoarele din Baia Mare. Și este gol reușit de Lois Abing. Senzațional aruncarea olandezei Lois Abing. HM Baia Mare va începe campionatul cu un meci pe teren propriu contra Clujului, apoi joacă de asemenea acasă cu Măgura Cisnădia, apoi prima deplasare împotriva nou promovatei Alba Sebeș. Măgura Cisnădie de asemenea o echipă apărută nou în elita handbalului românesc. Line Jorgensen înscrie la primul gol pentru interul dreapta din Danemarca. Line Jorgensen. Tot un gol a marcat și schimbul ei, brazilianca Facchinello. Țin aproape cele două echipe. Baia Mare conduce cu 10-9, dar are și atacul. Primea Tătar, a schimbat Donașimento. Punct de stabilitate Mica Brădeanu și în apărare se descurcă până la un punct bine cele de la Baia Mare, însă pasa a fost mult prea grea pentru Alex Donașimento. Bună intenția, intenția însă, cum se spune, a primit pas anglezne. Gulden, apărută surprinzător în pivot, obține aruncare de la 7 metri. CSM București debutează în deplasare la Cisnădie, apoi joacă pe teren propriu cu Alba Sebeș în campionat, două nou promovate pentru campioana României. Aurelia Brădean ratează și ea după Gulden. Două aruncări de la 7 metri ratate de CSM București, Gulden și Brădeanu. Prima intervenție a fost a Ionicăi Munteanu, acum a șutat pe lângă poartă. Baia Mare în atac, șut mult peste poartă, dar se fluieră 9 metri. E în culmea fericirii Ionica Munteanu, foarte multe intervenții are. Apropo de transferuri bune. Reușite, da. Asta în condițiile în care Paula Ungureanu este accidentată, iar pe bancă este Iulia Dumansca, 19 ani, un portar foarte, foarte talentat. Deși este din Ucraina, putem spune crescută în Baia Mare. Agață mingea pe Soa și lansează echipa. Atac rapid, Brădeanu. Și șut în plasa laterală. Oltean Abing. Pasează Melindei Geiger, Ada Nechita în extrema dreaptă. Ce gol frumos reușește Ada Nechita. A fost Nechita foarte atentă să nu calce semicercul și apoi s-a dus bine cu brațul stâng pe Ada lângă Nechita. Pessoa. Donașimento are 3 goluri marcate pe aceeași parte. Primul pentru Ada Nechita. Se agită pe bancă și Aurelian Roșca, dar și omul care îl ajută, Ioan Băban, revenit la Baia Mare, recuperează Băimărecele, contraatac, Ada Nechita, gol pentru HCM Baia Mare, 12-9, cea mai mare diferență în favoarea vicecampioanelor, câștigătoarelor de cupă. Dar cea mai mare diferență și două goluri consecutive pentru Ada Nechita, unul din extremă dreaptă și altul pe contraatac. În cădere a dat drumul la minge foarte bine. Încă o intervenție bună pentru Munteanu. Este repriza Ionicăi Munteanu. 36 de ani are Ionica Munteanu, născută la București. Și a venit anul acesta de la Craiova. Baia Mare are ocazia pe acest atac să se distanțeze la 4 goluri.
lui Sabin, vine Ardan Elisei, nu aruncă. Din nou ajunge mingea la Ada Nechita. Șut blocat al Patriciei Vizitiu, care a schimbat taberele în această vară. E campioană cu CSM București, a mers la HM Baia Mare în această vară. Patricia Vizitiu, finalistă a Ligii Campionilor în 2010 cu Olchim, aruncă Gulden, din nou Ionica Munteanu, parcă extraordinară. Să intre în poarta, dar Nechita aproape cu poarta goală. Încă un gol pentru Ada Nechita. S-a repliat târziu Maisa Pessoa, ieșise la intercepție. Contraatacul însă lansat foarte bine de Ionica Munteanu. Asist pentru portarul celor de la HCM Baia Mare. Și un gol pe colțul apropiat a schimbat locul de aruncare. Ada Nechita, 13-9 pentru HCM Baia Mare. Păultată Rodriguez, cea mai bună jucătoare a finalei din sezonul trecut, câștigată cu 2-0 de CSM București. Câștigat și meciul de la București și primul meci de la Baia Mare. Acum Jorgensen, da, în vinclu. În vinclu. Aveau nevoie jucătoarele de la CSM de un gol care să îndepărteze blocajul. 25 de ani are Line Jorgensen, 1,83 m, câștigat cupa EHF cu Midtjylland. Baia Mare din nou în atac, un atac pozițional de data aceasta, n-au de ce să se grăbească jucătoarele maramureșeni. Cea de Nechita, de data aceasta prinde Pessoa. Se grăbesc bucureștencele și 7 metri și 2 minute eliminare. Laura Oltean eliminată. Au ratat două aruncări de la 7 metri bucureștencele până acum. Să vedem a treia executantă, Ana Paula Rodriguez. Au avut două eliminări jucătoarele din Baia Mare și totuși au 3 goluri avans. Rodriguez înscrie. A aruncat să rupă plasa Ana Paula Rodriguez. Ana Paula Rodriguez înscrie pentru CSM București. Baia Mare în atac, un om mai puțin pe teren, eliminată 2 minute, Laura Oltean. Vor încerca un atac mai lung. Abing, Marin, Vizitiu, Marin, Abing. Pasează Patriciei Vizitiu, Ada Nechita intră în combinație, Vizitiu, extraordinar golul reușit de Luci Marin! Ce aruncare extraordinară printre Vetkova și Mica Brădeanu, ne amintește de golurile senzaționale pe care le-a înscris în sezonul trecut de Liga Campionilor. Bucurie pe banca celor de la Baia Mare. O jumătate de repriză excelentă făcută de maramureșence. Vărzaru, Brădeanu și Bară. Da Silva, doar Bară și se ratează încă un atac. 3 goluri avans. Încă 30 de secunde de inferioritate numerică pentru Baia Mare. Nu se grăbește Luciana Marin. Abin, apărare avansată a celor de la CSM București. Din nou Marin cearcă să scoată un 9 metri, reușește. Mai puțin de un minut și jumătate din această repriză. Baia Mare în atac. Abing, Vizitiu, Abing. Șut, excelent! Șutul în vinclu pentru olandeză. Al treilea gol pentru lui Abing. Lui Abing, scrie pentru Baia Mare.
Cred că încă mai era o inferioritate numerică pe acel atac. Diferență mare pusă, iată, de Baia Mare la pauza meciului cu CSM București din Supercupa României. Rodriguez, Jorgensen, Brădeanu, Rodriguez, Jorgensen, din nou Rodriguez aruncă, eliminată 2 minute, Loi Sabing, a doua eliminare pe care o primește olandeza. Mână la gât, am văzut semnul arbitrelor. Da, a mai fost eliminată prima oară în minutul 16. Acum, cu mai puțin de un minut până la finalul primei reprize, Gabi Suci a intrat și ea în centrul apărării celor de la Baia Mare. Rodriguez, Brădeanu, și este gol pentru CSM București, reușit de Da Silva. Fernanda Da Silva, a prima ei reușită. Fernanda Da Silva, pe extrema stângă, o singură dată au mai marcat cele de la CSM București prin Fischer la începutul partidei. Vor mai încerca cele de la Baia Mare să înscrie o dată, mai sunt 5 secunde. Perianu îi pune mingea în brațe Maisei Pessoa, care aruncă din poartă în poartă, însă Ionica Munteanu era acolo la pauză. HCM Baia Mare conduce pe CSM București cu 15-12. Câștigătoarea cupei conduce campioana. Vom vedea ce se întâmplă în repriza a doua. Oricum, un meci splendid între cele mai bune echipe românești și printre cele mai bune, sperăm, din Europa. Revenim după pauză. Rămâneți alături de DigiSport. Bună seara și bun găsit! Ne-am reîntors la sala polivalentă din București pentru repriza a doua a meciului din Supercupa României. CSM București și HCM Baia Mare. Echipa din Baia Mare conduce cu 15-12 după primele 30 de minute. Am avut un meci echilibrat în primele 15 minute. Diferența, zic eu, a făcut-o portarul Ionica Munteanu, dar acum Aurelia Brădean vrea să... Aurelia Brădean, care a făcut un meci foarte bun în prima parte, reduce din diferență și înscrie al patrulea gol al ei. A reușit să-și înscrie Mica Brădeanu, a reușit să o pună în valoare pe Oana Manea cu pasele inteligente, uneori geniale. Mica Brădeanu, 36 de ani în continuare, una din cele mai bune handbaliste din România și devine titlul de noblețe să fii cel mai bun din România, având în vedere câte jucătoare de calitate joacă în campionatul României. Luciana Marin reușește să înscrie în inferioritate, Mare. Exact, asta voiam să mai spun, încă 20 de secunde de inferioritate numerică. Loi Sabing a fost eliminată 2 minute pe finalul primei reprize. Se grăbesc bucureștencele, șut în blocaj și va fi repunere din lateral. Nepregătită Line Jorgensen, daneza care a venit în această vară. Rodriguez, Jorgensen, Carmen Martin înscrie. Frumos atacul succesiv al bucureștencelor, finalizat de extrema dreaptă, Carmen Martin. La primul gol pentru spaniolă în acest meci, n-au înscris deloc cu extremele de pe partea dreaptă jucătoarele din București, nici Cristina Vărzaru, nici Carmen Martin n-au înscris în prima repriză.
A treia marcatoare a campionatului european e Carmen Martin. Primele două se află aici în sala polivalentă. Gulden, cea mai bună marcatoare la ultimul campionat european, golghetera turneului, iar cea de-a doua este în tribună. Cristina Neagu, alături de colegele de la Budućnost, va evolua începând de mâine în turneul Bucharest Trophy, care va fi la Digisport. Dona Cimento înscrie de la 7 metri. Aline Jorgensen a fost eliminată 2 minute. Alessandra Dona Cimento scrie al patrulea gol al ei, al doilea din aruncare de la 7 metri. 17 la 14 pentru HCM Baia Mare în întâlnirea cu CSM București, repriza a doua a meciului de Supercupa României 2015. În întrecerea masculină, Baia Mare a câștigat în fața echipei Pandurii Târgu Jiu cu 32-30 după două reprize de prelungiri. Rodriguez încearcă o trecere, aruncă bară, dar obține un 9 metri. A revenit pe teren și cealaltă daneză, Maria Fisker, una din puținele handbaliste care a câștigat toate cele trei trofee importante continentale. Liga Campionilor, Cupa Cupelor și Cupa EHF. Liga Campionilor a câștigat-o la Viborg în 2009 alături de Cristina Vărzaru. Brădeanu aruncă în blocajul lui Abing. Se întâmplă pasiv, se grăbește și Facchinello. Încă o intervenție pentru Munteanu. Perianu nu se mai grăbește, Luciana Marin, Lois Sabing. Din ce am putut să remarcăm în această primă repriză și câteva minute din repriza a doua, HCM Baia Mare este mai în tonus decât CSM București. Și remarcam acest lucru și în prima repriză. HCM Baia Mare trebuie să atingă un prim vârf de formă extraordinar. Golul reușit de Melinda Geiger la jumătatea lunii septembrie, atunci când joacă turneul preliminar de intrare în grupele Ligii Campionilor cu Bela Zminsk, mai întâi semifinala, apoi probabil finala cu Esbjerg. CSM București începe grupele Ligii Campionilor la mijlocul lui octombrie, acasă cu Selgros Lublin, apoi la Savehov și apoi cu Budućnost, campioana Europei. Aceasta este grupa CSM-ului în Liga Campionilor. Faultată Facchinello în partea dreaptă. Continuă atacul lui CSM București. Rodriguez, Brădeanu pasă pe la spate. A fost picior la Danechita. Da, a fost picior la Danechita. I-a trecut mingea printre picioare. Protestează Mete Clit. 18-14. Baia Mare conduce pe CSM București. Minutul 35 al meciului. Luciana Marin, Geiger, faultată Marin, 9 metri. A simulat o pasă către pivotul Jezic. Marin și intervenție bună de data aceasta pentru Iulia Dumanska. Nu, Alina Iordache, portarul de rezervă al CSM-ului. Iordache a înlocuit-o pe Maisa Pessoa. Brădeanu întoarce pentru Rodriguez, care calmează atacul. Au pierdut momentul de destabilizare din apărarea celor de la Baia Mare, care apărare s-a descurcat foarte bine pe parcursul acestei partide. Rodriguez și acum cearcă o depășire, pasă la Fisker printre picioarele Ionicăi Munteanu. Maria Fisker înscrie. Al doilea gol pentru daneză, a mai avut unul în prima repriză. Maria Fisker înscrie pentru CSM București. Trei goluri din extrema stângă, două Fisker, unul Fernando da Silva. Fisker, cea mai bună extremă stângă la ultimele două turnee finale, spuneam, la Mondialul din Serbia în 2013 și la Europeanul din 2014. Perianu reușește să depășească apărarea bucureștencelor și să o depășească și pe Alina Iordache. Ga
Gabi Perianu începe, iată, o nouă aventură, deși este încă foarte tânără, spuneam 21 de ani, a jucat până acum doar la Brăila, orașul său natal, acum a făcut pasul către o echipă de Liga Campionilor, HCM Baia Mare. Acesta a fost pitbullul din apărarea băimărencelor, Catarina Ježici, 22 de ani are Ježici, un pivot de real câștig pentru HM Baia Mare, așa spuneau conducătorii acestei echipe în urma meciurilor de verificare. Luciana Marin a faultat-o pe Martin, pierd mingea bucureștencele, eliminare de 2 minute, Luci Marin, remarcam și eu acel fault a Lucianei Marin. Paul la gât, protestează Luciana Marin, însă este decizie corectă a celor două arbitre. Stoia, a patra eliminare de 2 minute pentru HCM Baia Mare, doar una singură pentru CSM București și totuși este 19 la 15 pentru maramureșence. Ceva mai devreme l-ați văzut și pe Liviu Bala, directorul executiv al lui HCM Baia Mare, suferind din greu undeva în afara spațiului de joc. Apărare agresivă a lui CSM București, Geiger, Abing, faultată Geiger, 9 metri. Abing, Perianu, înapoi pentru Abing, se descurcă greu în acest atac, aruncă Geiger, este faultată, 9 metri. A fost o aruncare în cross, cât pe ce, dacă prindea spațiul porții, să prindă portarul pe picior greșit. E time-out pe care îl cere Aurelian Roșca, ajutat de Ioan Băban. Echipa sa atacă în inferioritate numerică și în amenințare de joc pasiv. Pregătea un paravan jucătoarele de la Baia Mare. Să vedem ce le va spune Aurelian Roșca. Cât de puternică este Alice Ardean Elisea, ați văzut-o mai devreme încercând să-și motiveze colegele, poate că va fi și o schemă pentru ea. Alice Ardean Elisea a suferit o pierdere în această săptămână, un deces în familie, socrul său a fost îngropat ieri, însă iată-o astăzi la Supercupa României, foarte puternică, așa cum o știm pe Alice. S-a reluat jocul, șut pe lângă Perianu, se grăbește. Ratează Băimărencele, însă CSM București nu se apropie. Brădeanu, Facinello, Martin, Facinello, Brădeanu, pasă incomodă, Fischer nu poate pătrunde și pasează greșit, recuperează din nou Băimărencele, care pot declanșa contraatacul, însă calmează pentru că sunt în continuare în inferioritate. Bucureștiul nu reușește să înscrie nici în superioritate, rămâne această diferență de 4 goluri în favoarea vicecampioanelor României, câștigătoarelor cupei. Nu se găsesc pe teren jucătoarele bucureștence. Deși spuneam la începutul meciului, Baia Mare este cea care a schimbat aproape 40% din echipă. Mai degrabă din lot, să știi, pentru că din ce am văzut, ambii antrenori merg pe grupurile deja formate. Geiger aruncă în bară, recuperează Marea, contraatac pentru Fischer. Apărăță Munteanu! Incredibil meci făcut de Ionica Munteanu. Își continuă paradele începute în prima repriză. Ionica Munteanu, 36 de ani. Extraordinară prestația sa în Supercupa României. Să nu uităm
Portarul principal al Băimărăncelor, Paula Ungureanu, este în continuare accidentată. Poate reveni pe teren la acel turneu de calificare în grupele Ligii Campionilor. Să sperăm că așa se va întâmpla. Însă Ionica Munteanu poate duce meciul, vedem foarte bine. Și poate primi la final premiul de cea mai bună jucătoare a finalei. Așa cum s-a întâmplat și în Supercupa Băieților, un portar a câștigat trofeul, Țenghia de la Panduri. Este un chin atacul bucureștencelor, cel puțin în această perioadă a jocului, din nou amenințare de joc pasiv. Rodriguez, extraordinar blocajul Gabrielei Suci, pleacă pe contraatac, Băimărencele, Alis, nu are cu cine continua această fază și cele două arbitre întrerup jocul pentru a arăta o eliminare de 2 minute către Ana Paula Rodriguez, faultat în atac Rodriguez. Faultat-o pe Gabriela Perianu. N-au reușit să dea cu un gol mai puțin. Este din nou reușită Melindei Geiger. Două goluri pentru Geiger, apele înscrise în repriza secundă. 20 la 15, crește diferența în favoarea lui HM Baia Mare, echipa mai bună din această partidă. Gulden pasează lui Fisker, Gulden, Brădeanu, e o parte stângă daneză acum la CSM București. Gulden voleibalează pentru Fisker, prinde greu și calcă semicercul. Nu este gol. Depusolați și suporterii lui CSM București, echipa nu joacă așa cum ei își doresc. Geiger din nou. Nu prinde Jezici, dar se fluieră 9 metri. Baia Mare a venit cu o micuță echipă de zgomot. Este gol din extrema dreaptă, Alessandra Donascimento, al cincilea gol pentru brazilianca. A văzut-o și pe Narcisa Legușanu, președintele clubului CSM București, Constantin Căliman, spunea într-un interviu că își dorește să câștige la zero disputele cu HM Baia Mare. Încă un gol. Gol înscris de Carmen Martin nu prea e posibil, la cum vedem, cel puțin până acum în acest meci. Însă spunea de asemenea că au cel puțin două jucătoare de aceeași valoare pe fiecare post și acest lot este suficient pentru a îndeplini obiectivele clubului: campionatul, cupa și calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Au recuperat bucureștencele, este însă atac pozițional. Da, pătrundere frumoasă și înscrie Isabel Gulden. Abia primul gol pentru suedeză pe această pătrundere. A lăsat spațiu Donascimento acolo. Vicecampioană europeană în 2010, Bella Gulden cu naționala Suediei, MVP și goalgetter la ultima ediție a campionatului european. Geiger, Abing, întoarce pentru Geiger, încearcă angajarea pivotului, recuperează bucureștencele care pot pleca pe contraatac. Gulden, Brădeanu, Gulden, ce depășire frumoasă, apără însă Ionica Munteanu, extraordinară parada portarului lui HM Baia Mare. A doua situație de 1-1 între Munteanu și Gulden. Din nou apără portarul de la HM Baia Mare.
În jur de 13 intervenții are, se va duce în 20 dacă continuă astfel. Foarte frumoasă depășirea Izabelei Gulden, extraordinară parada Ionicăi Munteanu. Poate cea mai frumoasă fază a meciului de până acum. Lo Sabing, Luciana Marin, n-are pe unde pătrunde, din nou Geiger, 7 metri, 2 minute, zic eu, da, 2 minute eliminare pentru Gulden. Era interesant către cine se va duce eliminarea, pentru că și Brădeanu și Gulden au faultat în același mod. Gulden a început faultul, Mica Brădeanu a ținut-o de braț pe Geiger. Și Brădeanu, am impresia că mai avea o eliminare de 2 minute. Da. No, Gulden avea o eliminare. E a doua pe care o primește așadar Izabel Gulden. Să nu uităm, de mâine vor începe meciurile de la Bucharest Trophy, Buducnost-Rostov de la 16:30 de minute, de la ora 19 Vardar Corona aici în Polivalentă și în direct la Digi Sport. Tot programul turneului, toate transmisiunile le puteți găsi pe site-ul digisport.ro. Gol înscris de Alex Donascimento. Al treilea duel între brazilieni, ce câștigat de fiecare dată de Alessandra Donascimento, jucătoarea lui HM Baia Mare, care a înscris 6 goluri, 3 din aruncări de la 7 metri. CSM București în inferioritate numerică. În Supercupa băieților, Panduri a condus la un moment dat cu 5 goluri, însă Minaur a reușit să revină extraordinar. Acum Martin obține 7 metri. Acțiune rapidă, prinsă pe picior greșit, apărarea celor de la Baia Mare. Ada Nechita a faultat. Iată momentul, era în semicerc. S-a apărat și în semicerc. Rodriguez și Ionica Munteanu înscrie al doilea gol din 7 metri pentru Ana Paula Rodriguez. Ea a fost singura de la CSM București care a înscris din 7 metri. Gulden și Brădeanu au ratat. E clar că braziliencele au câștigat duelul aruncărilor de la 7 metri. Concursul de la 7 metri, da, pentru că numai braziliencii au înscris de la 7 metri. Da. Rodriguez și Donascimento. Ada Nechita, gol din pasa lui Geiger. 4 goluri și pentru Ada Nechita, primul din repriza secundă. La 18 pentru Baia Mare. Am trecut în partea a doua a reprizei secunde. Vetkova intră pivot la CSM București. Rodriguez combină cu Da Silva, Brădeanu, Facchinello, Rodriguez. Ce aruncare frumoasă! Dar din nou paradă pentru Ionica Munteanu. Ionica Munteanu. La fel poți să spui și ce paradă frumoasă. Așa e. Reflexe extraordinare pentru Ionica Munteanu. Unul dintre suporterii CSM-ului din tribună are astfel de aruncări, Stavrositu, componenta lui CSM București. Oh, ce intercepție, Ana Paula Rodriguez, contraatac pentru CSM București. Rodriguez înscrie de această dată. Îmi pregăteam vocea pentru o nouă paradă a Ionicăi Munteanu, recunosc. Nu s-a mai putut. Câte să mai apere 1-1 și Ionica Munteanu. Marin conduce atacul celor de la Baia Mare. Abing faultată, dar reușește să paseze extraordinar pentru Ježić, care scrie. Ce pasă frumoasă a dat olandeza din poanie, s-a dus. Dar și Ježić a urmărit foarte bine acolo. Parcă joacă de viață împreună
Ježici venită abia în această vară la Baia Mare de la Lokomotiva Zagreb. Cinci goluri diferență pentru Baia Mare. 11 minute rămase din această întâlnire. Bazaliu a intrat interstânga, vine acum în centru, aruncă și nu iartă Bianca Bazaliu. Are o biciuire extraordinară, amici. Pentru ce să ne bucurești? Ionica Munteanu a văzut foarte târziu unde va merge mingea. S-a dus în poartă până la urmă. Marin aruncă surprinzător, însă pe lângă poartă. Posibilitate de contraatac pentru CSM București. Nu sunt grupate în apărare. Băimărencele, Rodriguez forțează. Ježici din nou a stat foarte bine acolo. E ca un pitbull această Catarina Ježici, spuneau oficialii celor de la Baia Mare. Foarte bine s-a apărat Ježici. Bună în apărare, dar și eficientă în atac, am văzut. Numai cuvinte de laudă pentru Catarina Ježici. Și doar 22 de ani, adevărat că și-a făcut ucenicia la Lokomotiva Zagreb, însă a petrecut o parte din juniorat și la Budućnost. Elisei înscrie. Valentin Arden înscrie pentru Baia Mare. Este primul gol pe care îl înscrie extrema stângă, absolut deloc Băimărencele n-au înscris din extrema stângă, nici Elisei, n-am văzut-o pe Ana Maria Tănăsie în joc până acum. Din nou Bazaliu încearcă să pătrundă, este înconjurată imediat de trei adversare. Luciana Marina faultat, aruncare de la 9 metri, Bazaliu în centru, Rodriguez este interstânga și arată schema de joc. În extrema stângă, nicio șansă însă pentru Fernanda da Silva. Bazaliu își înfruntă antrenorul cu care a devenit campioană mondială anul trecut, campioană mondială de junioare. Cei doi n-au reușit o performanță asemănătoare la europeanul din acest an, însă trebuie să remarcăm că la campionatul european sub 17 ani, echipa antrenată de Mariana Târcă a obținut calificarea în semifinalele competiției. Șut apărat de portarul brazilian, contraatac ratat din nou al CSM-ului. Ada Nechita se duce singură. Brădeanu în fața ei și reușește să înscrie Ada Nechita. 5 goluri pentru extrema dreaptă. Și cu cele 6 ale lui Donacimento, 2 goluri din extrema dreaptă. Felicitări CSM București. CSM București cere timeout. Brădeanu nu a vrut să faulteze decisiv pentru că ar fi primit a treia eliminare. Dacă am numărat eu bine. Nu, are una singură, nu? Una singură, da. Câteva dintre paradele, spunem noi, jucătoarei meciului și de partea cealaltă, PSO a avut câteva intervenții bune. Foarte bună prestația Ionicăi Munteanu în poartea lui HCM Baia Mare. HCM Baia Mare, o echipă mai tânără decât CSM București, media de vârstă este de 27 de ani și cu o înălțime mai mare la linia de 9 metri, 1.80 față de 1.78. Acum Jorgensen apără din nou Ionica Munteanu. Nu
Nu se grăbesc jucătoarele din Baia Mare, nu au de ce, atacul și 6 goluri în plus. O mai puțin de 10 minute, de 9 minute, chiar 8 minute în acest moment. Din această întâlnire, Meteclit se agită mult pe margine să-și impulsioneze apărarea. 9 metri obține Baia Mare. Abing aruncă Geiger total dezechilibrat pe lângă poartă. Jorgensen trebuie să grăbească atacurile bucureștencele. Rodriguez intră în contact cu două jucătoare și dă cu mingea afară vărzarul. Un moment confuz. Foarte multe pase greșite. Baia Mare în continuare în atac. Elinda Geiger la coordonare. Pătrunde lui Sabin. Obține un 9 metri. HM Baia Mare se îndreaptă către primul trofeu al sezonului. Geiger depășește și obține aruncare de la 7 metri cu eliminare la Mica Brădeanu. O paradă bună a Maisei Pessoa, însă inutilă în cazul în care aruncarea de la 7 metri va fi transformată. Repriza a doua bună făcută de Melinda Geiger, mult mai bună decât prima. Și să remarcăm și condiția fizică a celor de la HM Baia Mare. Ele au câștigat mare parte din meciurile de verificare pe finalul meciului. Aici remarcăm și treaba bună pe care o face fostul ruibist Ștefan Ciuntu, preparatorul fizic al celor de la HM Baia Mare. Dona Cimento fără greșeală la 7 metri. 4 aruncări, 4 goluri pentru braziliancă. Și se bucură Adanechita de colega ei de post. Brazilienii au avut întotdeauna bun executanți de lovituri libere, nu? Da. Și în handbal, și în fotbal, ne amintim de Roberto Carlos. Încă un atac irosit de CSM București. Au și cedat bucureștenii, cel puțin așa pare pe finalul jocului. Iar victoria e din ce în ce mai aproape pentru HCM Baia Mare. Se vor bucura băimărencele, să sperăm că așa vor face și la mijlocul lui septembrie. Să sperăm că vom avea din nou două echipe în Liga Campionilor, așa cum s-a întâmplat în sezonul 2012-2013. Incredibil șutul lui Loi Sabing. Când în Liga Campionilor au fost Olchim și Jolidon Cluj. Abing, senzațional, în reloare, nimic de zis. 4 goluri pentru olandeză, primul din repriza secundă. Meci excelent pentru olandeză. Parcă este prea mare distanță între jucătoarele de la CSM București. Vine Rodriguez, Oana Manea singură și este gol reușit de Rodriguez. E mare diferența, dar formează tabloul general al acestei partide, Teo. Da. Cred că nu e nimic de zis, cu un portar într-o formă extraordinară, cu jucătoare care au reușit să fie pe extrem de eficiente. Iată și acum cât de ușor au trecut de apărarea bucureștenilor. Exact. Laura Oltean, accidentată mare parte din sezonul trecut, revenită cu aplomb și cu multă ambiție la echipă. Perian încearcă să lanseze contraatacul. Golden, un fault obișnuit de joc. Au recuperat jucătoarele de la CSM București. Rodriguez, atac pozițional, nu se grăbește. Da Silva ratează și ea, recuperase bine, însă nu poate învinge pe Ionica Munteanu. Fericită, iese și în locul său intră Iulia Dumanska. Are 4 minute Dumanska să se evidențieze și ea.
A fost și anul trecut la echipă, însă nu a fost băgat în seamă de antrenori. Nici Buceschi, dar nici Tonetiseli n-au folosit-o pe Iulia Dumasca. Știi cum se spune, e încă tânără, are timp să mai joace, să le lase pe celelalte, are timp să ia experiență. Și goluri. Da, și goluri. Da, Iulia Dumansca, descoperită de soții Ioana și Ioan Marta, au legitimat-o la 15 ani, își dorește cetățenia română, vorbește foarte bine, de altfel a învățat limba română în 3 luni, se spune, și poartă întotdeauna tricolorul în ghiozdan. Mama și bunica portar de handbal, iar tatăl fotbalist, nu știu dacă portar sau altceva. S-a călcat semicercul, Geiger acolo, Gulden n-a mai ajuns la minge, dar brigada de arbitre indică locul infracțiunii și Pessoa își pune echipa în atac. Rodriguez interstânga, Gulden la coordonare. Da, o înfrângere dură suferită de CSM București, exact înaintea începutului de turneu pe care îl organizează Bucharest Trophy. Au șansa să se revanșeze, da, să câștige Bucharest Trophy acest puternic turneu amical pe care l-au câștigat și anul trecut. Gol înscris de Cristina Vărzaru. Primul gol pentru Cristina Vărzaru. Cum ar fi și o finală CSM București și Baia Mare în Champions Trophy. Mie că e pe acolo Budușnos care o să ne strice ploile. O să strice, da. Dar sau echipele sunt la început de sezon. O echipă extraordinară, campioana Rusiei. Orice se poate întâmpla în București Trophy, vedeți în direct la Digisport și frumos o aeriană finalizată de lui Sabing. Multă goluri pentru olandeză. Multă bucurie pe banca celor de la Baia Mare care s-au descătușat în finalul jocului. Acum Facchinello înscrie, dar este prea târziu. Aurelian Roșca și Ioan Băban, noul cuplu de pe banca lui HM Baia Mare, reușește una din una, adică să câștige primul trofeu la primul meci pe banca celor de la Baia Mare. În fine, pentru Ioan Băban este meciul cu numărul multe sute probabil pe banca celor de la Baia Mare, a antrenat în trecut pe Știința Baia Mare sau celelalte denumiri pe care le-a avut echipa, Șuiorul și așa mai departe. Sunt 6 goluri avans, ne apropiem de ultimul minut, Adanechita se fluieră, se oprește cronometrul. 1 minut și 5 secunde din această întâlnire, sigur nu vom avea prelungiri ca în meciul băieților. Aveam prelungiri și aruncări de la 7 metri, vreo 3-4 serii, puteam să ajungem mâine cu meciul. Dar HM Baia Mare a arătat că e echipa mai bună. Tănăsie înscrie și ea, tânăra Ana Maria Tănăsie, revenită după împrumutul la Craiova. Ana Maria Tănăsie, Manea, gol, se înscrie foarte repede pe finalul jocului, însă soarta meciului este decisă de evoluția foarte bună a lui HM Baia Mare, o evoluție care ne dă speranțe pentru participarea europeană a acestei echipe. Tănăsie a călcat semicercul. Da. Ce fază făcuse. 25 de secunde. Ultimele secunde, Facchinello pentru Gulden. Încearcă cele de la CSM București să termine cu un gol această partidă, poate o aeriană, dar le văd destul de apatice pe jucătoarele bucureștene, pentru că au pierdut meciul, au pierdut trofeul. Da. Supercupa este la Baia Mare pentru al treilea an la rând. Dublă pentru handbalul băimărean, HM Baia Mare învinge cu 31 la 25 pe CSM București și se încinge hora bucuriei în mijlocul propriului teren. Este luată de pe margine și Paula Ungureanu și toată echipa. Hai să o remarcăm pe Paula, țopăie, este bine. Da, asta e de bine. Da. Va reveni la antrenamentele echipei. Iată-o și pe Alison Pino, a venit și ea să sărbătorească și ea pare destul de bine și ea a participat chiar la s-a spus despre ea că nu este foarte grav accidentată, este menajată doar pentru acest meci.
O da, întâlnire frumoasă. Pino s-a accidentat în primul meci de pregătire, cel pierdut cu Ghior. Iată pe Ali Sardean Elisei izbucnind în lacrimi. Toate colegele vin să o susțină. Spuneam, a suferit un deces în familie, o pierdere. Cu toate astea a jucat și a fost din nou motorul echipei, catalizatorul acestei echipe frumoase de la Baia Mare. Un meci excelent câștigat de Baia Mare. Aici se bucură în mijlocul sării polivalente din București. A fost echipa mai bună. Foarte multe parade ale Ionicăi Munteanu în poarta băimărencelor. Da, iată că HM Baia Mare reușește să fure un trofeu Bucureștiului acasă după ce și de GSM-ul... acum încolo se ascute lupta. Vom vedea ce se va întâmpla la București Trophy. După ce CSM-ul a reușit să câștige la Baia Mare titlul de campioană în sezonul trecut, ne pregătim de festivitatea de premiere care va fi făcută ca și în meciul băieților de capitanul armatei române, Laurențiu Șerban, erou pe frontul de luptă din Afganistan. Are piciorul amputat din 2006, când a călcat o mină antipersonal în timpul unei operațiuni de salvare. Este imaginea pe care o oferă președintele federației, da, Alexandru exact Dedu. Ce spuneam, Ionica Munteanu este aleasă jucătoarea meciului. Spuneam, alegerea celui care oficiază această premiere, capitanul Laurențiu Șerban, este descrierea sau tabloul a ceea ce trebuie să însemne lupta sportivă, determinare, ambiție, ambiție, câteodată chiar și sacrificiu. O vedem și pe Gabi Mihalski. Preda, ea nu a jucat astăzi, dar poate fi o soluție în viitor pentru HM Baia Mare. Este premiată între echipa învinsă, CSM București, Alina Iordache, Pessoa, Iulia Curea, Fernanda da Silva, Maria Fischer, Bianca Basaliu, Ana Paula Rodriguez, Isabel Gulden, Aurelia Brăteanu, Cristina Nan, Ecaterina Fetkova, Oana Mane, Aline Jorgensen, Deonise Facchinello, Cristina Vărzaru și Carmen Martin. Să nu le uităm pe accidentatele Elena Grubișic, Linea Torstenson și cea care nu a făcut parte din lotul campioanei României pentru această partidă, Elena Nicula. Meteclit, antrenoarea de 43 de ani, ajutată de Rasmus Poulsen și de Adrian Vasile. Spuneam, CSM București va începe campionatul săptămâna viitoare, după meciurile de la Bucharest Trophy, în deplasare la Măgura Cisnădie, apoi acasă cu Alba Sebe, și debutează la mijlocul lui octombrie în grupele Ligii Campionilor, în acea grupă cu Selgros Lublin, Sabehov și Buducnost. Iată și pe Patricia Vizitiu, bine da, că se bucură. Da, bine că a nimerit partea corectă Patricia Vizitiu, bine că nu s-a dus la învinse, pentru că ea a făcut parte din lotul CSM-ului până în această vară, până la finalul campionatului trecut. Iată-l și pe Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal. Încă în cârje după accidentul suferit și iată aici Oana Manea cu Ardean Elisei. Foarte supărată Oana Manea. Asta este atitudinea corectă a celui care pierde. Este amărâtă, este tristă, dar știe că de mâine poate construi, poate începe revanșa. Și urmează premiera echipei câștigătoare, HM Baia Mare, pentru a treia oară Supercupa României, cu Ionica Munteanu, Iulia Dumasca, Vali Ardean Elisei, Ana Maria Tănăsie, Gabi Suci, Lois Abing, Gabi Periano, Gabi Preda Mihalski, Laura Oltean, Luciana Marin, Catarina Iezici, Timea Tătar, Melinda Geiger, Patricia Vizitiu, Alexandra Donașimento și Ada Nechita, antrenor Aurelian Roșca. Ajutat de Ioan Băban pe margine, directorul executiv Liviu Bala, directorul sportiv Daniel Coteț. Și tocmai pentru că vedem această premiere emoționantă, capitanul Laurențiu Șerban
după ce a suferit acel accident teribil, a avut puterea să ridice capul, să revină și să participe la alte operațiuni de salvare pe teatrele de luptă din lumea întreagă. Poate că este modelul de care și Oana Manea are nevoie să-l urmeze. Cu siguranță este doar un meci, dacă o luăm așa, ca în armată, s-a pierdut doar o luptă, nu războiul. Războiul în ghilimele, vom vedea cine îl câștigă și cine îl pierde la sfârșitul campionatului. Da, dansează jucătoarele de la Baia Mare. Ce portar au avut, extraordinar, Ionica Munteanu. Parcă le-a băgat în formă pe celelalte coechipiere, cărora le-au mers combinațiile în atac. 7 goluri pentru Alessandra Dona și Mento, golgheter a acestui meci. 5 reușite au avut și Ada Nechita și Lois Abing. Câte 4 Catarina Iezici. De partea cealaltă, la CSM București, 4 goluri au marcat Oana Manea, Aurelia Brădean și Ana Paula Rodriguez. Baia Mare va mai fi la Digi Sport vineri în partida cu Rostov Don și sâmbătă în meciul contra lui Budușnos, de asemenea într-una din finalele de duminică la Champions, la Bucharest Trophy. Mulțumim domnului capitan Laurențiu Șerban și acum trofeul cel mare, Supercupa României. Ediția 2015. Alexandru Dedu împreună cu Alex Jelescu din partea Federației Române de Handbal înmânează Supercupa României. Valia Danielisei ia trofeul și cu echipierele se bucură. HM Baia Mare pentru a treia oară consecutiv câștigătoarea Supercupei României. Da, echipa mai bună, HM Baia Mare, în duelul de tradiție, să spunem, sau cu o cât mai lungă istorie, sperăm, în acest duel al orgolilor între HM Baia Mare și CSM București, în primul episod al sezonului 2015-2016. HM Baia Mare, câștigătoarea Supercupei României. O câștigătoare meritată și convingătoare. Unul dintre cele mai așteptate turnee de handbal feminin din Europa. Bucharest Trophy 2015. La start se vor afla 6 formații. Budușnos Podgorița, Rostov Fedor, Varta. Iată și poza supercampioanelor României. De mâine va începe în polivalentă Champions Trophy, cel mai puternic turneu din sud-estul Europei. Apoi vor fi meciurile de campionat, meciurile de Liga Campionilor, Toate emoțiile, toate trăirile, toate sentimentele vor fi în direct și în acest sezon la Digi Sport. Alături de noi veți cunoaște adevărații eroi din sport. Aceasta a fost ziua handbalului românesc, supercupele la masculin și feminin câștigate de HM Baia Mare și Minaur Baia Mare. Suntem Severin Călinescu și Teodor Avrămescu. Rămâneți alături de noi. O seară bună, la revedere! We'll be right back.